Salutare tuturor și bine v-am venit la un episod din Dying Light. Hai să continuăm. Ne transformăm aici. Story-ul e la 71. Trebuie să ne mai apucăm de side quest-uri. Povestea văd că se termină repede, adică misiunile astea, mamă. Trebuie să o găsim pe Jade, că a luat-o retardatul ăsta de Rice. Ok, dar pe unde trec? Aha, uși. Mai erau niște băieți. Oh. Ce glume bune are Rice, mă. Bă, da, e cam enervantă treaba. Ca mulți... Dar mori, mă, odată. Mamă, un sniper era foarte bun pe jocul ăsta. Uite cum trag. Oia, bă, mai ușor, mă. Deci pe aia eu nu pot să-i bat într-un motiv sau altul. M-a cam secătuit de gloanțe misiunea asta. Nu o să mai rămână nimic din ea dacă nu o să-l... Bă, lasă-mi, poate nu mai rămâne nimic din tine. Și de unde are ăsta... Eu trăgeam în el, dar el trăgea în mine, mă. De unde are ăsta atâția oameni de nou? Nu-mi zic că mă dă să mă bat iar cu ei, dar n-ar trebui. Unde ești, mă? Prostea. Marș și acasă odată. Oh. Ce-i asta? Stai așa? Stai așa că discutăm imediat cu ăștia. You have no space. Mă, dar ce mă enervează asta că you have no space. Hai să vedem ce putem să facem aici. Că eu n-am învățat să fac grenade, că na. N-am luat skill-ul, din păcate. Hai că ar trebui să am niște... Să am molotov ca lumea acum. Bine, trebuie să-l găsești pe un inventar. Și dau use în loc de UV flashlight, că n-am nevoie de așa ceva. Ce frumos ardei. Hai că văd că să... Ușor să prăpădesc ei. Măcar să mai rămână mai puțin. Le dau și storacile jos unul. Mai facem niște molotov. Că n-am de ales. 17, 16... Fac mai multe, că ce are ăsta aici nu e normal. De unde strânge atâția zombi, în primul rând? Să i-aș lăsa să ardă în suferință pe ăștia. Dar nu știu unde trebuie să ajung. Doamne, ce are ăsta aici? Și tu îmi zici mie că ăsta e normal? Nu mai uite ce are aici. Aha. E prea... Uite-te aici, tu n-ai cum să treci pe aici, e riscant rău de tot. Ok, am omorât pe prostul ăla.
Da, you are exhausted, you cannot use grappling hook. Mai omor așa la zombi. Care ești, mă? Nici nu poți să-ți dai seama care naiba trage. Am văzut de unde, dar nu prea se vede el, gen. Bă, dar repede mă mai mușcă, deci mă enervează atât de tare zombii ăștia. Uite, uite, deci eu trag după el, dar el tot poate să mă muște, mă. Logic 100. Blueprint. Iar medkit, iar am nevoie de medkit. Fă medkituri. Bate-te cu vaca de rice. Mai încarcăm arma. O să rămân fără gloanțe aici. Aha, nu mai am molotov. Ăștia se prăpădesc aici în agonie. Nu știu, greu. Foarte greu. Și molotov și de toate, deci nu mai am ce-mi trebuie deloc. Aici am craftat, dar m-a luat cap. Ah, dar stai mă, că știu că puteam să mai fac o chestie de genul ăia. Oh, mișto. Și ăsta era un avantaj. Mai folosim și puteri. Ia să vedem. Cum merge cu puterile astea? Unul câte unul, mai greu, dar merge. Să mai dăm și pe aici cu molotov, nu? Zic că ar trebui. Facem aceeași tactică și cu ăștia. Păi omorâm așa, că n-am. Pierdem timpul, dar... S-a stricat sicălul, a? Nu mai pot să fac mișcarea, da? Bă, deci aici a fost teroare maximă cu ăștia. Și încă e, că acolo ia uite ce stau aia, ce s-au adunat. Bun, down. Și dacă n-ar mai trage retardat, ăla ar fi o chestie. Asta mă enervează cel mai mult, că trage ăla ca prostul. Hai mă, că trebuie să moară. Am tras în el, dar mi s-a luat mie. Stai, îți dau acolo în tot zombia. Că trebuie să mai moară de ei, nu se poate. Îi dau și lui ăsta. Mai dăm foc. Mai luăm și arma, mai trag câteva gloanțe în cap. Nu. Îi aduc aici iar facem schema.
Pe câte unul, cel puțin, dacă nu pe toți. E, mușca mai dă dos. Deci asta e cea mai bună mișcare. Deci te scapă de oponența, te dă ușor. Ca să-ți dai și tu seama ce move bun. Unul din ăștia care o fi. Îl ăsta-i dau așa. O să mai fac niște... 10 molotov. Care înseamnă 20, practic. Îmi face 2 pe un blueprint. Ei, și Dumnezeu mai... Luați-mă toți. Luați și ardeți. Oh. Îi rup și pe ăștia, la fel ca pe aia de mai devreme. Stai așa să mă ocup de zombiul ăsta, l-am nenorocit. Mă, deci e o grămadă de loot aici, dar nu cred că stau să le acum pierd timp. Aolo, n-am vrut să trag cu armă. Am vrut să mai dau și eu cu sickle-ul ăsta cât se mai poate și după aia să... După aia să abandonez. Oh, ce mișcare. Ăla arde, aia arde. Să stau să lutez toată zona asta? Bă, ținând cont că Jade are nevoie de mine... Păcat, dar mai stau să lutez. Și așa am consumat la resurse aici de m-a luat cap. Numai cât molotov s-a dus. Îți dai seama cât am pierdut eu aici? Câte resurse mi s-au dus cu... retardatul ăsta de rice? Poate fără număr. Hai să le culegem pe toate, că nu bag piciorul. Eu doar am nevoie de resurse. Cafea, țigări, cafea. O să facem ceva bani după misiunea asta, presim, dar și o să-mi iau daună totală, că am vândut... Bine, gata, ajunge, nu mai iau restul. Am luat destule. Că am vândut, că am prăpăit o grămadă de gloanțe. Uite, la asta nu mai am. La pistol. Bine, mai am 20 de gloanțe la rifle. Pe aici trebuia eu să urc. Aha. Kill the infected. Stai să vedem ce se întâmplă. A luat și la foc. Să-i cad unul în cap așa. Hai vedem ce știe simple hatchet ăsta să fac. Din câte văd eu nu mare lucru. Da, marme slăbuțe, mă, adică... Da, nu prea... Nu prea am arme bune. Cât dă, mă, simple hatchet-ul ăsta? Aaa, 87. Ce damage-i, mă, ăsta? Trebuie să dai într-un zombie până îl damblagești o grămadă. Uite-te și tu. Hai, mă, nu mă mai mușca. Ajunge, las-o, naiba. Cel mai enervant lucru.
Ia uite, i-am sărit de pe capul ăsta. Ai mă. Deci zombiul ăsta m-a enervat cel mai mult. Aha. Iar mă transform în... Uite-o pe Jade. Oh shit. Oh shit, what have they done to you? Fine, Crane. Tahir knocked me over the head before he dumped me in here. M-a lovit-o la cap sau ceva. Give me a minute. Oh, I'll be right as rain. You do not have the luxury of a minute, Scorpion. Nu-ți permiți un minut? You owe to me. Thanks to your repair of my antennas, Crane, I've listened to every word. Deci ăsta a putut să ne spioneze, că am reparat eu alea... antenele, mă, și ne-au spionat, gen, știau ce vorbim. Deci l-a găsit și pe Camden așa și pe Scorpion. Are și research-ul Zere și o să facă GRE-ul ce vrea Rice. Deci noi suntem useless. Vine noaptea. Dancing for our amusement. You are strong enough to have joined me, but you lack the proper character. Deci, stai să ne ocupăm de... Consider this a character strengthening exercise. Ei, mă. Wow, păi ce să faci mai aici, că te rup ăștia. Mamă, ce să te bați, bă, ești că o arme n-am. O, mă, dar mai stai odată locul lui, domne, ce enervant. Stați pe loc odată, dă-ți-vă în puii mei de... zombii proști. O mușcă pe Jade, nu e bine, iar... Uite, am ținta aproape pe capul lui, dar... Bine că auto-aim e numai pe controller, că... Ăștia o mănâncă pe Jade. Bine, oricum a fost mușcată, deci nu cred că... Da, n-am arme, trebuie să-mi fac și un set de arme mai ca lumea, că astea sunt... Cheaturi. Să-mi iau, mai iau niște medkit-uri. Maa. Greu, bă, foarte greu aici. Hai să plecăm. Am înțeles. Nu te-au mușcat, nu? I'm fine, just give me a second. Sweet little Jade is far from... Nu prea în regulă. She was bitten and infected hours ago. Aha, a fost mușcată. Biter got me on the leg. You didn't need to know. Da, mușcat de picior. Avem o alegere. Deci amândoi ne transformăm și ne-a dat o singură doză, nu? Da. Ei, Rice, trebuie să-l omorâm pe ăsta. Jade, here. You take this. Da, o să lu Jade. Listen, I've still got some in my system. You need this worse than I do. I just want you to promise me one thing. When the time comes, you're the one who takes me out. Să omor eu. Nu, problema. Jade, I can't. Da. Când vine timp. Ce naiba se întâmplă? Unde a plecat Jade? Crane, can you hear me? Jade, where are you? Unde e Jade? I need you to hear me, Crane. Să mă asculti? Să mă auzi? Bă, da. Pe unde? Crane, can you hear me?
Dar eu o pot auzi, dar nu înțeleg care e faza. Sunt în ceva halucinație de aia de zombi. Pe aici sunt ușile. Jade, what the? Nu merge ușa asta. Alea din față. De ce repet aceleași lucruri? Cred că totuși e un fel de vis, nu știu, comă, nu cred că e... Nu cred că e real ce se întâmplă. Jade a fugit dintr-o dată și eram pe moarte amândoi, adică... Și uite, te știu ce ne face Race. Știu că am vrut să mă salvez, dar... Da, nimeni nu mi-ar fi oferit doza aia cum mi-ai oferit-o tu. But it's too late for that now. Da, e prea târziu. E un vis probabil. Nu știu pe unde trebuie să merg. Și aud un copil care cântă și că e... Chestia aia din... zombiul ăla din... zombiul, doamne, e... The Hunter's Lullaby din Dead by Daylight. Bun, acum, din nou, problemă. Mare problemă, pe unde mă duc? Te-am învinovățit pentru moartea lui Amir. Am vrut să te omor. Era timpul ca Amir să moară. Era timpul ca el să plece. Asta erau copiii aia de prima oară. Viața fiecăruia e finită. Da. Pe unde mă duc? Mă, ce vedere oribilă. Da, mișto. Nu-mi dau seama, gen, pe unde trebuie să mă duc. Nu pot să alerg că e obosit. Ăsta e tăiat. Aici sau ceva? Clasă de zombie? What? We get here. And eventually we die. Oh, shit! Mamă. Ăla e turnul sau ce? Iar căzui, mă! Gămeș piciorele. Brecan, ce se întâmplă între viață și moarte să conteze sau la ce se referă? Uite-l pe doctorul Zera. Ah, săracu. Crane, save these people. No. They don't deserve all of this. Da. Viețul lui Amir conta, acu e mort, Rahim e și el mort. Crane,
Dacă să mă sacrific înseamnă să salvez pe fiecare din Haran? Pe toată lumea din Haran, asta vreau să fac? Halucinație, Rahim, bă. Cine-l mai știe pe Rahim? Și-am crezut că nu vedeam nimic. Bine, când îți faci așa imagine, e greu să vezi. Ah, putem să dau cu ăsta, mă. Trebuie să fac parkour? Parkour pe stâlpi. Am fost născută prematur. Doctorii nu îmi dădeau șanse la viață. Dar am luptat. M-am chinuit și m-am luptat. Și am muncit. Și aparent a trăit. Am devenit un campion. Scorpioana. Mi-am lăsat amprenta asupra lumii. Ăsta e Amir. It's my time now, Crane. Nu mă pot salva? Trebuie să mă lași pe mine să te salvez pe tine. Nu? S-a transformat Jade în zombie? Era doar halucinația, cred. Da, eram în halucinație. Unul dintre noi trebuie să trăiască. Îți amintești ce mi-ai promis? Adică, na. Taci, mă, Rice. Să ne omoare? Sărăcuța Jade, bă. Aolo, ce i-a dat-o. Mamă. Ultimele puteri. Opa. Aha. Omoară sau fi omorât. Mănâncă sau fi mâncat. Da. La revedere, Jade. Rest in peace, Jade. Tahir, omoară-l. Deci eu trebuie să mă mai bași cu Tahir. Mamă, bătea-te-ar soarta. În orice caz, vom încheia aici acest episod cam depresiv, dar sper că v-a plăcut. Nu uitați de like, ne auzim data viitoare. Pa, pa!